Dragii mei, am reventat comică, filmare. Toți mă întreabă de Andrei, nu știu de ce mă tot întrebați în același fel de mesaje. V-am mai spus, Andrei este foarte bine, arată foarte bine, este în București, eu sunt la Țăndărei, nu pot să mă deplasez de la Țăndărei până la București, că sunt mii de kilometri de aici. Dar am plecat cu treabă, deci n-am plecat de capul meu și nici nu o să plec de capul meu vreodată, să știți. Dar ideea este că tot primesc mesaje de la voi că ce face băiatul și ce este cu el. Păi băiatul este foarte bine îngrijit, este acasă cu tasul, să joacă. Mai multe amănunte nu pot să vă dau nici eu foarte mult că sunt monitorizată de altcineva și nu pot să dau detalii chiar așa mult, dar vă spun că se joacă, mănâncă, face orice chestie care o face un copil de 10 luni. Dar ideea este că singura problemă care el a stat în direcție la DGSPC sectorul 1 a fost bine îngrijit copilul. Singura problemă care m-a deranjat, deci restul nu m-a deranjat, dar asta e singura problemă care pot să spun. N-are importanță, nu mai e la direcție acum, este la mine, este foarte bine și îmi pare bine că e așa de cuminte și că se joacă și că face multe chestii copilul. Dar eu vă spun foarte amabil că mulți îmi dă mesaje și mă întreabă, zice, păi Ana, vezi copilul tău e foarte cuminte, foarte adorabil, păi dacă seamănă cu și eu vă dau un comentariu acum, pe el seamănă mai mult cu Tasu. Deci dacă îl vedeți, ați văzut, seamănă cu Tasu, nu îi seamănă cu dracul decât gura și nasul are al meu, atât, restul Tasu întreg. Dar mă bucur faptul că întrebați de el și mă bucură foarte mult și pe mine că îl iubiți cu toții și că îl apreciați în felul lui. E un copil care e foarte cuminte și nu face prostii, dar vedem că crește mai mare. Mai pe parcurs, acum putem să vorbim că e prea micuț și nu ne dăm seama dacă e cuminte sau nu. Da, mulți mă tot întreabă, dar asta e răspunsul și comentariul care vi-l dau. Da, deci este el cu minte și așa a fost mereu cu minte și va fi mereu cu minte și o să-i aducă Moș Crăciun cadouri când o fi Moș Crăciun acolo cu minte. Păi, eu ce o să mai vă spun la această filmare, sper că v-a plăcut și v-am spus, eu nu sunt în București, cum ajung în București, atunci fac poze din Gara Țăndărei și vă pun pe Facebook să le vedeți. Deocamdată sunt cu treabă și nu cum să mă deplasez așa de ușor și atât de simplu cum pare. Că mai avem și alte treburi, știți cum se zice lumea, mai îmi locu, locoace, mai vină, mai du-te, deci este ceva normal, deci, na, poți mă întreba ce joc dacă am București și v-am zis că n-am venit. Și o să vă pun poze de la Țăndărei, de la gară, când o să intru în gară, să vă pozez și gara ca să o vedeți mai bine și mai frumoasă, da? Cam atât pot să spun această filmare, deci să nu vă faceți crezi că este ok copilul și eu sunt foarte bine aici în Țăndărei, dar sunt cu niște treabă plecate și nu pot să vin de la țară de aici, de unde sunt, până în București. Dar o să vin și o să fac poze în gara Țăndărei. Așa că vă pup, că știți canalul meu de YouTube care este Manuel Dulcica, deci puteți să vedeți orice filmare acolo care vă apare cu Radu Erdeli și așa mai departe. Deci e foarte minunat să ai așa un cont de YouTube să te bucuri de el. Dar tot ce mă enervează că este un prost pe Facebook, numite Eduard Paraipan, care l-aș face 7.000 de clone pe 10.000 de 10.000 de conturi care sunt cunoscute. Ba Constantin Cristian, ba Cocolin Albana Manuela, ba nu știu ce. Mi-a trimis un mesaj cu degetul acesta, scuzați-mi sensa, cu degetul acesta mi-a trimis muie la copil. Păi el e nesimțit, el nici n-are educația, ci 7 ani de acasă și nici n-a făcut vreun liceu sau vreo școală. Că se vede clar că este analfabet scris, deci eu nu sunt pe acele conturi. Dacă vă vin conturi în numele meu, vă rog să le blocați. Eu vă spun direct live pe YouTube să vă dați seama că eu nu sunt o persoană care să accept așa ceva. El e dus cu capul Eduard și nu avem ce să-i facem. Deci din punct de vedere, el e dus cu capul complet, deci el face numele fiecărui om în parte. Deci poate să vadă și fanii MG din București de acolo că deci nu mă interesează. Deci videoclipul rămâne pe YouTube oricum. Deci atât am de spus în acest videoclip cu paranteză. Zic, Eddie, ai să te potolești sau nu? Pentru că m-am stat de toate
prostiile tale și de toate conturile tale cu iuricile care le faci tu, că e una și aceeași persoană care e pe contul ăla. Și am închis paranteza, dragilor, deci asta este. Deci dacă vă vine numele meu cont și n-am poză sau n-am alte poze, eu știți foarte bine că am două conturi marșlate și alea le știți și voi, sunt oficiale, deci n-am treabă cu restul conturilor false. Dați-le blu la restul dacă sunt false și vi se pare că nu are regulă ceva la ele. Pentru că și Cristi, fan, care știți voi, la Monument pentru Ghinire, a spus Unchiu, are un singur cont și tot așa, i s-a făcut conturi false în aiurea, în tramvai, nu știu, de Edi, așa, aparte după soare și după ploaie, păi, na, lumea nu mai știe care e contul dacă tu îți faci 7.000 de conturi în numele fiecăruia. Da? Deci asta vă spun, el are ceva la cap, domnul Edward. Așa că dacă va vine vreun cont în numele meu sau în numele lui Cristian, v-am spus, bloc și cel mai simplu, că nu-i conturile noastre. Deci conturile noastre le știți foarte bine. Deci, cu astea fiind spuse, v-am spus în videoclip tot ce de spus pe larg și v-am detaliat. Eu nu mai pot să stau în acest videoclip pentru că am foarte multe treabă și nu prea se înțelege că nu prea am netul bun aici. Dar poate ne întâlnim și la următoarea filmare, dragi, așa că vă pup de aici din Țăndărăi și poate ne vedem la București. Numai bine și multă sănătate la toți!